Epistola către Tit a Sfântului Apostol Pavel Capitolul 1 Pavel, robul lui Dumnezeu și apostol al lui Isus Hristos, după credința aleșilor lui Dumnezeu și după cunoștința adevărului cel întocmai cu dreapta credință, într-o nădejde a vieții veșnice pe care a făgăduit-o mai înainte de ani veacurilor Dumnezeu, care nu minte, și care la timpul cuvenit și-a făcut cunoscut cuvântul său prin propăvăduirea încredințată mie după porunca Mântuitorului nostru Dumnezeu, lui Tit, adevăratul fiu după credința cea de obște, har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Pentru aceasta te-am lăsat în Creta ca să îndreptezi cele ce mai lipsesc și să așezi preoți prin cetăți, precum ți-am rânduit. De este cineva fără de prihană, bărbat al unei femei, având fii credincioși, nu sub învinuire de desfrânare sau neascultători, căci se cuvine ca episcopul să fie fără de prihană, ca un iconom al lui Dumnezeu, neîngânfat, nu grabnic la mânie, nu dedat la băutură, pașnic, nepoftitor de câștig ci iubitor de străini, iubitor de bine, înțelept, drept, cuvios, cumpătat, ținându-se de cuvântul cel credincios al învățăturii, ca să fie destoinic și să îndemne la învățătura cea sănătoasă și să mustre pe cei potrivnici. Pentru că mulți sunt răzvrătiți, grăitori în deșert și înșelători, mai ales cei din tăierea împrejur, cărora trebuie să li se închidă gura ca unora care răzvrătesc case întregi, învățând pentru câștig urât cele ce nu se cuvin. Unul dintre ei, chiar un proroc al lor, a rostit, Cretanii sunt pururi amicinoși, fiare rele, pânteceleneșe. Mărturia aceasta este adevărată, pentru care pricină mustrii cu asprime ca să fie sănătoși în credință și să nu dea ascultare basmelor iudaicești și poruncilor unor oameni care se întorc de la adevăr. Toate sunt curate pentru cei curați, iar pentru cei întinați și necredincioși, nimeni nu este curat, ci li s-au întinat lor și mintea și cugetul. Ei mărturisesc că îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele lor îl tăgăduiesc, urăcioși fiind, nesupuși și la orice lucru bun netrebnici. Capitolul 2 Dar tu grăiește cele ce se cuvin învățăturii sănătoase, bătrânii să fie treji, cinstiți, întregi la minte, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare, Bătrânele, de asemenea, să aibă înfățișare sfințită cu viință, să fie neclevetitoare, nerobite de vin mult, să învețe de bine, ca să înțelepțească pe cele tinere, să-și iubească bărbații, să-și iubească copiii și să fie cumpătate, curate, gospodine, bune, plecate bărbaților lor, ca să nu fie defăimat Cuvântul lui Dumnezeu. Îndeamnă, de asemenea, pe cei tineri să fie cumpătați. Într-o toate arată-te pe tine pildă de fapte bune, dovedind în învățătură neschimbare, cuviință, cuvânt sănătos și fără prihană, pentru ca cel potrivnic să se rușineze neavând de zis nimic rău despre noi. Slugile să se supună stăpânilor lor într-o toate, ca să fie bine plăcute, neîntorcându-le vorba, să nu dosească ceva, ci să le arate toată buna credință, ca să facă de cinste într-o toate învățătura Mântuitorului nostru Dumnezeu căci Harul Mântuitor al lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor, învățându-ne pe noi să le pădăm fără de legea și poftele lumești, și în veacul de acum să trăim cu înțelepciune, cu dreptate și cu cucernicie, și să așteptăm fericita nădejde și arătarea slavei Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Hristos Iisus, care s-a dat pe sine pentru noi ca să ne izbăvească de toată fără de legea și să curățească lui popor ales, răvnitor de fapte bune. Acestea grește, îndeamnă și mustră cu toată tăria, nimeni să nu te disprețuiască. Capitolul 3 Adule aminte să se supună stăpâniilor, dregătoriilor, să asculte, să fie gata la orice lucru bun. Să nu defaime pe nimeni, să fie pașnici, să fie îngăduitori, arătând întreaga blândețe față de toți oamenii căci și noi eram altădată, fără de minte, neascultători, amăgiți, slujind poftelor și multor feluri de desfătări, petrecând viața în răutate și pismuire, urâți fiind și urându-ne unul pe altul. Dar când bunătatea și iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Dumnezeu s-au arătat, El ne-a mântuit nu din faptele cele într-o dreptate săvârșite de noi, ci după a Lui îndurare, prin baia nașterii cele de-a doua și prin înnoirea Duhului Sfânt, pe care l-a vărsat peste noi din belșug prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, ca îndreptându-ne prin Harul Lui să ne facem după nădejde moștenitorii vieții cele veșnice. Vrednic de crezare este cuvântul și voiesc să adeverește acestea cu tărie pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să aibă grijă să fie în frunte la fapte bune, ca acestea sunt cele bune și de folos oamenilor. Iar de întrebările nebunești și de înșirări de neamuri și de certuri și de sfădirile pentru lege, ferește-te, căci sunt nefolositoare și deșarte. De omul eretic, după întâia și a doua mustrare, depărtează-te, știind că unul ca acesta s-a bătut și a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit. Când voi trimite pe arte mas la tine sau pe tihic, sârguiește-te să vii la mine la Nicopole, căci acolo m-am hotărât să iernez. Pe Zenas, cunoscătorul de lege și pe Apollo, trimite-l mai înainte cu bună grijă ca nimic să nu le lipsească. Să înveți și ai noștri să poartă grijă de lucrurile bune spre treburile cele de neapărată nevoie, ca ei să nu fie fără de roadă. Te îmbrățișează toți care sunt cu mine. Îmbrățișează pe cei ce ne iubesc într-o credință. Harul fie cu voi cu toți. Amin.